Incidența se menține ridicată la Constanța. Astăzi, în municipiu, rata de infectare este de 32,2. Specialiștii spun că tulpina Omicron este extrem de contagioasă, dovadă fiind numărul mare de cazuri noi înregistrate în fiecare zi. La cabinete a crescut considerabil numărul pacienților care anunță rezultatul unui test pozitiv sau care semnalează simptome specifice bolii. De aglomerat, situația este extrem de complicată la noi la cabinete, pentru că avem foarte mulți, foarte mulți pacienți de ordinul sutelor în monitorizări la domiciliu. Avem consultațiile din cabinet în jur de 20-30 pe zi, consultațiile obișnuite. Din fericire însă, multe dintre cazuri sunt ușoare sau medii. Autoritățile îndeamnă oamenii să se vaccineze pentru a trece cu bine de contagiosul val 5. La acestea, din fericire, nu sunt însoțite și de o creștere corespunzătoare sau proporțională a numărului și a gravității cazurilor din unitățile medicale. Paturile COVID sunt ocupate într-o proporție de aproximativ 65% aproape, care doreau cei care percepuseră riscul, deja s-au vaccinat în mare parte, iar ceilalți nu mai percep riscul atât de mult și preferă să-și asume riscul unei îmbolnăviri și al unei spitalizări, inclusiv la ATI. Ca și până acum, cei mai afectați de virus sunt vârstnicii și cei care prezintă comorbidități. În acest moment sunt aproape 400 de persoane internate în unitățile medicale din județul Constanța. La ultima raportare, pe raza județului Constanța, din cele 61 de paturi ATI existente, 22 erau libere. În acest val, reprezentanții unităților medicale spun că saloanele spitalelor au fost ocupate și de copii. Aceștia însă nu dezvoltă o simptomatologie gravă. Cele mai grave cazuri la adulți sunt întâlnite la persoanele nevaccinate. Majoritatea pacienților care prezintă forme grave de boală și necesită terapie intensivă nu sunt vaccinați. Ca o particularitate a valului 5, se poate distinge numărul mare de copii pozitivi care au necesitat internare. Oamenii spun că de vină pentru aceste cifre în creștere sunt cei care nu respectă regulile, iar câtă vreme nu se va ține cont de norme, pandemia va continua să fie parte din viața noastră. Inconștiența este mare. Indiferent ce ar face, trebuie să poartă. Sunt și pădurea e fără uscăciunos. Trebuie să respectăm tot ca să scadă, să scăpăm și noi de pandemia asta. La nivel național, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 11.324. De asemenea, la ATI sunt internate 1.120 de persoane. Dintre acestea, 950 sunt nevaccinate.